E bine. Felicitări! Vă mulțumesc! Karina Dida și... Păi da, e de dimineață, e luni de dimineață! No, mult trafic în București! Și ai și o superă competiție în acest weekend, așa că bănuiesc că ești pe fugă, care încotro cu organizarea. Ești și jurat și organizator la Bonito Dance Competition? Nu sunt organizator, sunt doar jurat. Doar jurat, ok. Doar jurat. Am avut weekendul trecut, de fapt, în Vinerea Mare, am avut Dance Motion spectacolul aniversar. 10 ediții de Dance Motion și am venit la voi de fiecare dată să povestesc despre ce se întâmplă. Anul ăsta ne-am autodepășit pentru că au fost dansatori din toată țara, din Târgu Mureș, din Oradea, Timișoara, Cluj, Constanța. A fost o nebunie de tineri dansatori foarte pasionați și foarte talentați, pentru că participarea la acest Dance Motion se face în urma unor burse de școlarizare. Pe parcursul unei săptămâni intensive de pregătire, în perioada vacanței, copiii vin, copiii care fac dans de performanță, copiii vin să evolueze, să învețe mai multe de la coregraf din străinătate, pe care eu îi invit, și coregraf din România, care au rezultate naționale și internaționale, astfel încât să creăm la sfârșitul acestei săptămâni intensive un spectacol dedicat unei anumite teme. Și tema noastră a fost Landscape of Dreams. Am făcut noi așa o conexiune, evadarea în lumea viselor sau chiar și din lumea reală în lumea viselor. Și am dezbătut niște teme cu care inclusiv noi ne confruntăm, chiar și cele ale tehnologiei. De multe ori, chiar și într-o situație reală, intrăm pe telefon și intrăm așa într-o zonă a viselui, să zic, într-o zonă ireală. Și am dezbătut toate aceste teme pe parcursul a două ore de spectacol la Palatul Național al Copiilor și a fost un spectacol și o ediție aniversară de real succes, în care toată lumea s-a bucurat de spectacolul pe care l-am oferit. Am tot venit cu elemente de scenografie. Chiar dacă sunt copii, am ajuns să creăm spectacole și, uite, astea sunt poze, da, imagini de la ședința foto. Este vorba de transcendența, de trecerea de la o lume reală la o lume ireală. Și tot ce facem la fiecare ediție, dezbatem o anumită temă, de la Manifest pentru Pace atunci când a început războiul cu Ucraina, la Elements, foc, apă, aer și pământ. De fiecare dată tratăm o altă temă și o tratăm cu seriozitate, pentru că chiar dacă sunt copii, încercăm să ajungem într-o zonă de performanță pe care noi nu am avut-o pe vremea noastră și să le dăm toate informațiile de care au nevoie să ajungă cât mai sus și să cunoască oameni care poate să mentor, care poate să le ofere aceste informații. Noi nu aveam YouTube, nu aveam... Într-adevăr, vezi tu, faptul că intri pe telefon și ai toate lucrurile astea la îndemână este o posibilitate foarte mare să avansezi. Dar pe de altă parte, noi când nu aveam toate aceste informații, le căutam. Deveneați creativi, da, când aveați încotro. Da. Le obțineam foarte greu. Da, erau niște casete video și treceau din mână în mână pe la toată școala ca să vedem ce se dansează la Balșoi. Da, deci asta am făcut. Am fost înainte și în Suedia, puțin, pentru că am fost la campionatul european cu un grup de dansatori și balerini pe dans contemporan. Am obținut locul 3. A fost pentru prima oară când România... Mulțumim! Pentru prima oară când România a participat la un campionat european unde a fost această categorie de performing arts. E pentru prima oară când în campionatele de performanță, unde de obicei se ține dansul sportiv și street dance-ul, adică break dance-ul, și disco, am văzut ceva nou pentru prima oară, am rămas puțin șocată de această nouă categorie care se numește disco, cu siguranță eu nu am văzut până acum așa ceva, dar uite, că dacă călătorești, observi și descoperi lucruri noi. Unde am luat la această competiție de care spuneam, în Suedia, la Skopje, locul 3 la dans contemporan și la duet dans contemporan. Deci am venit acasă cu premii. Iar într-o lună de zile plecăm la Dance World Cup în Praga. Avem și aici în România multe competiții, dar aici selectăm mai degrabă copiii care nu fac așa de multă performanță și, sau dacă fac, mergem să cumva să învețe, să se dezvolte, să treacă... De introducere pe scenă, nu? Da, sau să... Dea seama dacă le place sau nu. Sau să repete variațiile, cei care fac performanță, să repete variații noi sau coreografii, astfel încât când merg la un concurs mondial să fie pregătiți.
Și avem săptămâna viitoare la Praga, luna viitoare avem concursul de la Praga, unde este, din punctul meu de vedere, cel mai mare campionat de dans din lume, pentru că au foarte mulți mii de participanți, veniți inclusiv din Africa, din America, sunt ca și nivel, de-aia ne dorim să fim acolo printre cei mai buni. Ne pregătim și pentru tabăra de vară, ne pregătim pentru o grămadă de lucruri, dar eu cred că copiii ăștia fac ce fac și fac cu pasiune și cu, sunt dedicați meserii viitoarei meserii pe care or să o aibă. Eu pot să confirm că am o nășică mică, ea vine la tine la cursuri la balet și vine cu foarte mult entuziasm. Dacă e răcită, ar înțelege să nu meargă la școală, dar la balet nu există la 5 anișori. Înseamnă că 6 este aproape super 6, dedicată, da. Păi, de atunci că încercăm să le creonăm această direcție. Iar de la ce vârstă se poate veni cel mai și cel mai devreme la balet? 3 jumate, 4 ani, dar la 6 ani devin conștienți de corpul lor, de musculatură, de coordonare, de faptul că își doresc sau nu își doresc și devin conștienți că ceea ce fac prin corpul lor exprimă ceva. Și atunci încearcă să o facă din ce în ce mai bine și devin mai competitivi. De multe ori, mulți profesori spun că competitivitatea sau concurența nu este bună. Dar, din punctul meu de vedere, este excepțional atât cât timp o faci pozitiv, constructiv și nu creezi acea invidie. Frustrare, frustrare între copii, ci doar da, încerci să te depășești pe tine, în primul rând. Da, și zici, uite, ala a făcut 7-8 piruete, putem să încercăm. Trebuie să fac și eu și lucrez în fiecare zi la asta. Asta este un lucru foarte benefic pentru copii, mai ales atâta timp cât fac sport și mișcare. Pentru că au foarte multe teme la școală, trec permanent printr-o luptă, astăzi e evaluarea națională la clasa a doua, și permanent printr-o luptă de pregătire, meditație. Eu țin minte că noi în clasa 12 abia făceam pregătire pentru bacalaureat. Acum se începe din clasa a doua, a treia, clasa a întâi, clasa a zero, de când te-ai născut. Înainte să te naști, părintele își este gata. Părintele își pregătește la ce școală merge, cu cine se pregătește. E o nebunie. Ceea ce cred eu că nu doar copilul este foarte stresat, dar și părintele. Pentru că părintele trebuie, pe lângă programul pe care îl are, să vină cu aportul acela și să și știe și să nu greșească direcția pe care ar trebui să o aibă copilul în viitor. De asta spun eu că părinții ar trebui să încerce, dacă sunt obosiți ei și copiii, să încerce să o lase mai moale. Adică să nu pună presiune pe ei și să-i lase pe ei să aibă liberul arbitru. Chiar dacă au 6 ani, ei știu ceea ce vor să facă. Și într-adevăr, e bine că sunt răciți și spun vreau să fac asta. E bine și în special este bine să culegi roadele de la cei care au trecut și au experiență. În sensul în care cauți o școală de dans, acea școală să aibă rezultate naționale, internaționale, să aibă profesori, să vezi CV-ul lor, să citești ce au făcut și atunci să te duci în direcția aia. Sunt foarte mulți care se aruncă să meargă la diverse școli și după aia zic, păi după 2-3 ani nu am făcut nimic. Am fost la multe concursuri și am luat locul întâi, dar copilul așa nu știe să se miște dreapta, nu se coordonează. Și atunci eu zic că înainte de a te duce și a-ți pierde timpul, să ții puțin timp și să evaluezi ce ar trebui să fac, unde ar trebui să merg. E bine să încerci, să vezi ce îi place copilului, cum se exprimă mai bine, prin teatru, prin dans, prin muzică, și apoi să iei decizia cea mai bună pentru el. Pentru că el simte, în interiorul lui știe ce are de făcut. Trebuie doar să-l ajuți și să-l susții puțin. Noi ne bucurăm că astăzi ne-a ajutat și pe noi să vedem cam pe unde ar trebui căutată performanța și cred că e un real ajutor pentru părinții care ne urmăresc și au copii absolut talentați și pasionați de dans în fața televizoarelor. Așa că te aștept să revii și îți ținem pumnii la campionat. Mulțumesc! Să veniți triumfători și de acolo. Și de la Praga. Într-adevăr, îți mulțumim tare mult. Iar noi